Salutări tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție GSP Live. FCSB și CFR Cluj continuă bătălia la baionetă pentru titlul în Liga 1. Ambele și-au câștigat aseară meciurile din play-off cu Academica Clinceni, respectiv FC Botoșani, iar finalul de campionat va fi unul cu adevărat palpitant. CFR Cluj are 2 puncte avans față de FCSB cu 4 etape înainte de finalul play-off-ului. Discutăm în această dimineață despre lupta dintre cele două, însă vom vorbi mai multe despre un moment de tristă amintire din istoria fotbalului românesc, petrecut în urmă cu 5 ani, când dinamovistul Patrick Ekeng a dispărut subit și a pierdut viața pe teren în timpul unui meci între Dinamo și Viitorul. Discutăm despre acel moment nefericit alături de Loret Nogo, impresara care l-a dus pe regretatul Patrick Ekeng în România. Bună dimineața, Loret! Îți mulțumim că ești alături de noi! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Ce faci? Cum ești, în primul rând? Sunt bine! Supraviețuiesc pandemiei, să zic așa. Da. În primul rând să vorbim așa puțin despre actualitate. Urmărești meciurile astea din play-off? Ai văzut aseară FCSB, CFR Cluj? Lupta asta din ce în ce mai aprigă dintre ele? Să fiu sinceră, nu cred că am mai urmărit un meci de la minutul 1 până la final de aproape un sezon. Adică de când a început sezonul. Dar de ce? Ce te-a determinat să nu le mai urmărești pe cele din Liga 1? Sau nivelul scăzut, nu știu, dezamăgită de oamenii de fotbal de la noi? Sau... Cred că este o problemă cu conexiunea cu Loret Nogo. Să fiu focus doar pe campionatul țării respective. Am înțeles. Cu impresariatul, cum mai merge treaba? Perioada aceasta foarte rău, pot să-ți spun. Din ce motiv? Și din motivul pandemiei, care... Da, fotbalul a ajuns să sufere destul de mult din acest motiv. E foarte greu să negociezi în momentul respectiv cu cluburile, cu jucătorii nici nu mai spun. Condițiile au scăzut foarte mult dintr-o dată. Unii jucători chiar nu înțeleg că nu se mai poate plăti ceea ce se plătea odată. Cluburile încearcă să dea agenții la o parte atunci când își doresc un jucător. Dacă înainte se întâmpla deja lucrul acesta, acum se întâmplă din ce în ce mai mult. Da, am înțeles. Deci cluburile nu mai sunt dispuse să, nu știu, să ofere aceleași condiții pe care le ofereau... Să negocieze cu agenții, ci cu jucătorii direct. Uh-huh. Deși nu prea pot să iei un jucător atâta timp cât jucătorul are un agent oficial. Tot trebuie să treci cumva prin agentul respectiv. Exact, exact. Loret, revenind un pic la subiectul principal al acestei emisiuni, ieri a fost o zi cu o semnificație extrem de tristă pentru întreg fotbalul românesc, dar și pentru tine. S-au împlinit 5 ani de la dispariția lui Patrick Ekeng. Voiam să te întreb ce sentimente te-au încercat pe tine ieri? Ieri pot să spun că am evitat să ies afară din casă. Cred că tot ce am făcut a fost să urmăresc singurele meciuri în care a jucat. Să mă gândesc la acel moment trist, care, da, într-adevăr, nu-mi face bine nici astăzi. Chiar și atunci când merg la un meci. Scuză-mă. E ok, te înțelegem. Chiar și atunci când merg la un meci și un jucător pur și simplu cade pe teren, am impresia că îl văd pe el, mi se oprește inima în loc. Am vorbit cu soția lui, Natalie. Asta voiam să te întreb dacă ai mai ținut legătura cu cineva din familia lui, cu soția, cu văduva lui sau cu fratele lui. Știu că mai țineai legătura și cu fratele lui sau... Da, cu Jack, cel care este în Belgia. Am mai vorbit acum o săptămână. Cu el vorbesc puțin mai rar, lucrează, da. E destul de comun să vorbim. Însă cu Natalie vorbesc mai mereu, chiar dacă nu o sun sau nu ne sunăm, ne trimitem mesaje. Cu fetița, îmi place să vorbesc cu ea. Băiatul crește,
e mai greu. Îl întreb doar ce face și cum e, nu pot să intru în alte subiecte. Fetița, din păcate, presupun că a aflat da, la un moment a dat aflat. de tragedia aceea fără margini. Da, a aflat. A aflat ca acum 2 ani, jumate. Așa. Natalia a fost obligată să zicem că să-i spună cele întâmplate, pentru că întreba mereu de el, nu înțelegea niciodată de ce nu vine acasă, de ce nu mai vorbește cu el, nici măcar la telefon. Și a trebuit să-i spun. Ai spus că ai vorbit cu soția lui Patrick. Cum era? Cum ai simțit-o ieri când ați dialogat? Am început să plângem împreună. Cred că ne-a făcut și puțin bine să ne descărcăm împreună. Nu am putut să vorbim prea mult, pentru că bănuiesc că toată lumea știe când două femei încep să plângă. Nu cred că își mai găsesc cuvintele să continue conversația. Însă era bine. Da. Cu ancheta respectivă ce se mai întâmplă? Am înțeles la un moment dat că urma să fie reluată de la zero după ce inițial se anunțase o sentință. Am și văzut o postare de-a ta în luna februarie, atunci când, mă rog, erai dezamăgită oarecum de măsurile dictate atunci. Acum înțeleg că se reia de la zero. Nu știu, știi tu mai multe despre speța aceasta? Salif vorbește cu avocatul. Știu că s-a reluat de la zero din cauza că a mai fost acuzat o persoană sau chiar două, cred, medicul celălalt de pe ambulanță și medicul care a dat parafa pentru a putea juca. Da. Cum ți Dar s-au nu știu spune, să spun spune. Mai mult. Cum ți s-au părut atunci acea condamnare primită de medicul de pe ambulanță și acele despăgubiri pe care familia ar urma să le primească? Presupun că încă n-au primit nimic. Nu. În momentan nu au primit nimic. Condamnarea pentru mine personal e destul de dezamăgitoare. Mă gândesc că viața unui om costă mai mult, mai ales că se putea oferi șansa ca acel om să trăiască în ziua de astăzi, dacă se făcea atenția care trebuia să se facă și persoana respectivă și-ar exact fi făcut meseria așa cum ar fi trebuit să și-o facă. Deci, da, e destul de dezamăgitor verdictul care s-a dat. Da. Cum ți se vreau pare? Să fiu răutăcioasă, spune, nu vreau spune. Să nu vreau să continui cu acuzările. În final, oricum, toată lumea va plăti. Cum ți se pare ție că a gestionat Dinamo acel moment? Ești dezamăgită și de cei din club? Mă rog, e o discuție amplă, nu cred că avem timp în dimineața asta, dar mulți au aruncat săgeți și către Dinamo și poate pe bună dreptate. Și eu cred că am aruncat destule săgeți către Dinamo și continui să arunc în continuare. S-a procedat ok într-un fel, sau în celălalt fel nu. Adică, poți să detaliezi un pic? Așa cum au procedat cu Natalie, nu cred că s-a procedat foarte bine. Merita puțin mai mult. Dinamo a plătit ceva despăgubiri. Știu că Ionuț Negoiță, fostul patron de la Dinamo, se angajase la un moment dat să îi achite familiei Cheng salariul până la finalul contractului. A fost declarația publică făcută de Ionuț Negoiță, nu e o speculație de presă. Ce s-a întâmplat cu acel demers pe care l-a avut la un moment dat domnul Negoiță? Cred că declarația publică a rămas doar o declarație publică. Da, deci Dinamo nu, practic nu s-a mai interesat după ce s-a stins așa. Dinamo la, nici măcar la ora actuală nu a mai luat legătura cu Natalie măcar să o întrebe dacă e bine sau dacă are nevoie de ceva, deși ar putea să fie doar cuvinte. Da. Surprinzător totuși, pentru că atunci toți din club păreau afectați de această dispariție și își luaseră unele angajamente față de familie și e dezamăgitor să vezi că nu au mai dat niciun semn. Poate că un simplu telefon, o vorbă bună ar fi ajutat-o pe soția lui Patrick.
E trist să vedem că nu că au abandonat așa de tot. Nu știu ce să zic. Nu aș vrea să continui să discut despre asta, pentru că aș putea să zic că o să înceapă atacurile din partea mea către Dinamo și chiar nu. Chiar nu vreau să. Un lucru vreau să te mai întreb despre Dinamo. Știu că suporterii, lăsând la o parte ce a declarat patronul clubului, știu că suporterii strânseseră la un moment dat niște bani, strângeau și la meciuri, la intrarea la stadion, făceau așa chetă de la ceilalți fani care veneau la stadion și ei spuseseră la un moment dat că vor trimite acei bani către familia lui Patrick. S-a întâmplat acest lucru? Din câte am înțeles tot ce s-a întâmplat cu acei bani, Dinamo s-ar fi folosit de acei bani pentru a trimite corpul lui Patrick în cameră. Dar acei bani la Natalie nu au ajuns. Cel puțin din ceea ce am auzit de la ea și de la fratele lui Patrick. Am înțeles. Vreau să te mai întreb, ce îți mai aduce aminte? Care a fost contextul în care Patrick a venit în România la Dinamo atunci? Tu ai intermediat transferul în urmă cu 5 ani. Cum s-a derulat totul? Din ce îți mai aduci tu aminte? E încă proaspăt, mă rog, amintirea asta. Încă proaspătă. Putem să spunem că e încă proaspătă, dar parcă mi s-a șters acel capitol din viață, să zic așa. A fost un transfer destul de complicat. Mi-aduc aminte că chiar în ultimul moment n-am mai putut să mai țin și chiar am plâns, dacă nu mă înșel, la prima zi de negocieri. Chiar credeam că nu o să se mai facă transferul. Și când i-am propus Dinamo lui Patrick, la început nu a fost foarte încântat, pentru că auzise problemele care sunt în legătură cu banii. Problemele nu neapărat financiare, la Dinamo, dar și în România. Mi-a luat ceva timp să-l conving și pe el și pe agentul respectiv, agentul oficial ce l-a avut pe acea perioadă. Dar într-un final i-am convins și a zis că are încredere totală în mine, că o să fie totul bine și va veni. Când a ajuns în București... Cum ai reușit să-l convingi? Scuză-mă că te întrerup. Cum ai reușit să-l convingi? Ce ai spus? Cum l-ai făcut să-și întoarcă decizia inițială pe care o avea el? Spuneai că era, nu știu, îngrijorat de problemele financiare din România. Cum ai reușit să-l convingi totuși să semneze cu Dinamo? Mi-am pus cuvântul meu în față, ceea ce fac la toți jucătorii pe care încerc să-i conving să ajungă în România. Și plus de asta l-a încurajat faptul că eu sunt în România și orice s-ar întâmpla, nu o să-l las în stradă sau mai știu eu ce se poate întâmpla. Sau exemple care s-au întâmplat cu alți jucători. Atât timp cât sunt aici și jucătorii vin aici, niciodată nu o să aibă probleme, chiar dacă o să aibă probleme la clubul respectiv. Da. Tu de cât timp îl cunoșteai pe Patrick? L-am cunoscut, pot să zic, cu o lună jumate înainte să vină în România. Da. Și cam o lună jumate îl conving pe Patrick să vină în România. Te încearcă cumva niște remușcări că ai reușit să-l convingi să vină în România, având în vedere că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat? Țin minte că Mircea Rednic, antrenorul lui Ekeng de atunci, spunea că își reproșează și că o să poarte asta toată viața, că l-a trimis în teren. El a fost trimis pe teren pe parcurs, nu a început acel meci cu Viitorul din postura de titular și spunea că își reproșează că l-a trimis pe teren, că poate dacă îl lăsa rezervă nu s-ar mai fi întâmplat ce s-a întâmplat. Tu te gândești că poate destinul lui ar fi fost altul dacă nu venea în România? Poate da. Nu putem să știm. Cred că o să am toată viața, așa cum a zis și domnul Redmi. E normal. M-a acuz singură. Nu se știe ce ar fi fost, dar în momentul în care s-a întâmplat, din cauza că l-am adus în România, e normal să mă acuz. Da.
Am citit, ai mai vorbit cu presa zilele acestea, am citit interviul acordat de tine ieri în ProSport și mi-a atras atenția un lucru. Spuneai că Patrick și-a făcut niște teste la inimă înainte de a semna cu Dinamo și că nu ar fi ieșit cum trebuie și că ți-a spus sau că le-ar fi spus apropiaților că trebuie să le repete. Cum a fost mai exact? În ziua testelor vorbeam cu Patrick mereu despre orice s-ar fi întâmplat, mai ales în ziua testelor, înainte să semneze. Mi-a zis, chiar l-am sunat în momentul când se pregătea să meargă să-și facă cel de-al doilea test și l-am întrebat de ce e nevoie să-și repete testul și mi-a zis că nu i-a ieșit ceva bine la inimă. Nu pot să dau detalii, nu știu exact ceea ce s-a întâmplat acolo, știu doar că testul a fost nevoie să-și-l refacă. El mai avusese probleme și în prealabil la precedentele echipe pe la care a trecut? Nu aș putea să spun lucrul acesta. Chiar nu aș putea. Da. Din momentul în care i s-a dat avizul să poată și să joace, nu cred că... A primit avizul din partea cui? INMS? Dinamo? Nu știu. Da. Probabil dacă o să verific toate conversațiile care le-am avut cu el și o să verific, dar nu pot să zic cine, cum, nu am rezultatele testelor, acestea doar Dinamo cred că le are, deci nu aș putea să spun mai mult. Da. Nimeni și nimic nu-l mai poate aduce înapoi pe Patrick, din păcate, însă crezi că această tragedie putea fi evitată? Mă refer la modul în care s-a intervenit pe gazon în acele momente. Patrick ar fi trăit astăzi. Părerea mea este că ar fi trăit astăzi. Și nu cred că o să ne schimbe cineva în lumea asta. Dacă arbitru ar fi oprit jocul atunci când ar fi trebuit, dacă doamna doctor ar fi sărit pe teren atunci când ar fi trebuit, s-ar fi putut evita foarte bine situația respectivă. Sper să nu greșesc, că acea doamnă doctor era undeva lângă ambulanță și fuma, cel puțin așa a relatat presa. Da, mâncase mințe ca toți suporterii, bănuiesc că era suportera viitorului sau... Scuză-mă, te rog. E regulă. Nu știu ce să zic, deci nu știu ce să zic. Am mers la meciuri, merg la meciuri, chiar în Oradea când merg la meciuri, ambulanța e lângă mine, cunosc pe toată lumea, dar niciun doctor nu procedează așa cum a procedat doamna doctor. Când mergi la un meci, mergi la un meci să fii atent ceea ce se întâmplă cu jucătorii. Nu profiți de timpul acela ca și cum ai timp liber, ești... E jobul tău. Exact. Da. Trebuie să respecti jobul tău. Dar dacă nu și-a respectat jobul, bănuiesc că nu s-a respectat nici pe dânsa. Da. Deci da, s-ar fi putut evita și Patrick astăzi ar fi trăit. Crezi că vom învăța ceva sau că am învățat ceva din acea tragedie pentru a le preîntâmpina pe viitor, pentru a le evita? Nu. Nu s-a învățat nimic și nu cred că se va învăța vreodată. Haideți să ne uităm la fiecare meci. Câți jucători pur și simplu pică, că sunt loviți, că cine oprește meciul atunci când trebuie să-l oprească? Care doctor e atent în momentul respectiv? Le trebuie minute în șir. Le trebuie ca jucătorul să se ridice de pe teren ca să vadă că e ok și nu mai e nevoie să meargă la el. Probabil eu sunt marcată de acel moment și poate văd lucrurile așa, dar nu cred că s-a învățat nimic. Într-adevăr, au mai fost momente și ulterior în care intervențiile medicilor au venit tot așa, târziu. Bine, nu în situații la fel de complicate cum a fost cea lui Patrick, dar, nu știu, la comoții am văzut stângăcii ale celor de pe ambulanță, de exemplu, sau chiar ale medicilor echipei. Voiam să te mai întreb acum și de cum ți s-a părut ție că a gestionat medicului Dinamo, Liviu Bătineanu, acel moment. Ne aducem aminte de imaginile cu regretatul Patrick luat precum un sac de cartofi.
Vrea să mai zic nimic, niște domnul doctor. Cred că mi-am spus părerea despre doamna doctor și cred că aceeași părere e și pentru toți. Și pentru toți doctorii care au fost prezenți în acest an. Loret, știu că au fost momente tulburătoare pentru toată lumea și pentru tine. Ne pare rău că le rememorezi acum, însă voiam să te mai întreb dacă vrei să ne spui în seara tragediei. Ai urmărit meciul? Spuneai că ai urmărit partidele lui Patrick. Cred că a fost singurul meci pe care nu l-am urmărit. L-am lăsat pe Salif acasă să se uite și în cazul în care era ceva, m-ar fi sunat. Dar nu, Salif a preferat să nu mă sune. Bun, bănuiesc că știa ce va urma. Eram la un meci de basket. Uh-huh. În momentul meciului am fost sunat de către un prieten, un partener cu care mai colaborez din când. M-a luat foarte tare, pot să spun că acel moment probabil m-a atacat mai mult decât orice. Bănuiesc că poate dacă aș fi văzut eu altfel sau poate ar fi fost la fel, nu pot să-mi dau seama, nu știu. Mi-a zis că sunt foarte relaxată și foarte liniștită. Mă uit la basket în timp ce Patrick poate că nu mai trăiește. Pur și simplu am picat jos. Era un coleg din presă lângă mine care m-a și condus acasă. Nu știam ce se întâmplă. Nu am mai avut curajul să mai sun pe nimeni, să mă uit pe internet. Nu simțeam decât că vreau să ajung acasă. Da. Când am ajuns acasă, am avut surpriza neplăcută să îl văd pe Salif cum pur și simplu avea lacrimi în ochi, nu știa cum să-mi zică. Televizorul era deschis, nu se vorbea decât că Patrick e în spital, că nimeni nu știe nimic. Și la un moment dat s-au dat imaginile pe ecranul televizorului. Când Patrick pur și simplu era jos. Dacă mi-aduc aminte, cred că Kevin Bully era lângă el. Nu mai știu. Nu mai aduc aminte. Kevin Bully care era la Viitor. Atunci știu că Sergiu Hanca și Steliano Filip au fost primii jucători de la Dinamo aflați în apropierea lui care au intervenit, au mers să, mă rog, să vadă despre ce... În imaginea respectivă pe care am văzut-o, cred că Kevin era. Pur și simplu am rămas blocată. Știu că doar am plâns toată noaptea. Salif e cel care a sunat din stânga în dreapta. Cred că el a și vorbit cu domnul Renic în acea seară. Eu până a doua zi nu cred că am scos două cuvinte. Însă am fost nevoită să sun și agentul lui Patrick. Am fost nevoită să sun și pe Natalie. A fost o experiență destul de dureroasă, care continuă. Da. Mai am două întrebări pentru tine, Loret. Prima e dacă ai mai colaborat cu Dinamo după acel moment sau dacă pe viitor intenționezi să mai colaborezi cu acest club. Spuneai la începutul intervenției tale că ești dezamăgită de Dinamo din toate punctele de vedere. Am colaborat cu ei. Și de fiecare dată când colaborez cu ei, apar problemele. L-am semnat pe Jordan Mustou, 2019, cred. Sau 2018, dacă spui, de acel englez care a fost la Dinamo, nu? Da, 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 da. Uh-huh. Da, 2008. Am plecat cu el tot în scandal. Am ajuns la TAS. În două sau trei săptămâni cred că se va da decizia finală. Deci se judecă și acum cu Mustou, cu acel englez. Da, ne judicăm și acum cu... Da. Ok, și presupun că v-ați cerut... Conferința video cu TAS acum o lună, cred, trei săptămâni, nu mai știu exact. Și urmează decizia finală. Presupun că jucătorul și-a revendicat drepturile salariale sau ce mai exact? Are de primit bani din partea lui Dinamo? A semnat un contract de 2 ani. El a fost dat afară cu semnătura falsificată.
Semnătura falsificată, normal, wow! Ce ordine a trebuit să facă? Și din punct de vedere financiar, are de recuperat ceva? Acum o să vedem decizia tasului. Nu aș vrea să zic nimic. Dar ne poți spune cu dacă asta? Dinamo riscă ceva? Dacă clubul, ce riscă clubul? Dacă poți să ne spui. Bănuiesc că riscă depopularea în cazul în care nu se plătește, dacă o să câștigăm noi. Acum nu știu ce altceva ar putea să mai riște. Da, asta e o informație de impact, că la câte probleme sunt la Dinamo, de punctare mai lipsea, dar mă rog, din moment ce nu și-au respectat angajamentele față de jucători, trebuie să plătească, la fel ca alte cluburi care au greșit de-a lungul timpului și au tratat nedrept diversi jucători străini sau români trecuți pe la ei. Acum, dacă stăm să ne gândim că toate cluburile procedează așa atunci când vor să dea un jucător afară. Nu neapărat. Falsificarea semnăturii, asta e ceva nou în campionatul românesc, deci numai Dinamo poate să facă. Dar cum au falsificat? De fapt, Mustonu a fost singurul jucător care a avut asemenea probleme cu ei. Din câte mi-aduc aminte și a mai fost un jucător. Venit în aceeași perioadă cu Mastău? Chiar înaintea lui. Scapă numele, din păcate. Exact. Teddy Mezag, cumva? Cel adus de Ana Maria? Da. Și el a avut aceeași problemă cu Dinamo. Tot cu... Da, din păcate, vom încerca să restabilim conexiunea cu Loret Nogo. Nu o mai auzim deloc în acest moment. O să încercăm să restabilim această conexiune. Până atunci să mai vedem ce mai spune lumea pe Facebook. Ne auzi acum, Loret? Acum. Ne auzi acum? Da, acum e ok. Da, din păcate am avut ceva probleme cu conexiunea. Ne cerem scuze celor care ne urmăresc. Uite, o ultimă întrebare mai am pentru tine și te lăsăm. Îți mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră și că a trebuit să treci din nou prin acele clipe dramatice cu încărcătură sentimentală. Voiam să, dacă vrei să ne povestești un moment frumos trăit de tine cu Patrick Wekeng. O întâmplare de care ți-aduce aminte cu bucurie. Ai spus că vorbeai permanent cu el. E ceva de la negocieri ce ți-a rămas ție în minte? Singurul moment frumos ce mi-a rămas în minte e acel moment în care am mers la București pentru ziua lui. Nu s-a așteptat. Am ajuns în București. Știu că am ieșit în mall Băneasa, dacă mi-aduc aminte bine. L-am dus, ne-am plimbat, am vorbit și când l-am luat în brațe și când i-am zis la mulți ani, a fost atât de surprins că nu știa pur și simplu ce să zică. Nu avea cuvinte. Cred că acela e singurul moment în care pot să-mi mai aduc aminte cum era Patrick și cum eram noi. Cum am zis și toate interviurile, chiar era un frate mai mic pentru mine. Chiar vorbeam tot, îmi spunea tot, orice fel de probleme. Nu considera că el e bărbat, eu sunt femeie. Vorbeam orice sfat avea nevoie, îmi cerea. Și avea foarte multă încredere în mine. Ar mai fi și momentul în care l-am văzut ultima dată. Când s-a întâmplat asta? Cu cât timp înainte de tragedie? A fost... Dacă nu mă înșel, cred că a fost meciul în care el nu a jucat. Nu mă înșel, când a jucat cu Steaua. Pe CSD. Nu mai știu exact. Dar știu că... Cu FCSB în cupă a marcat acel gol de la distanță frumos de care... Cred că atunci.
toate imaginile și toate amintirile în momentul ăsta. Nu mai știu exact, dar știu că a fost un meci. Știu că a fost meciul la care chiar am fost. Dar cu FCSB a fost. La final a venit, mi-a dat tricoul. Da. Știu că am vorbit. A avut câteva meciuri în care nu a fost folosit și știu că chiar încercam să-l încurajez și chiar încercam să-l încurajez să meargă să vorbească cu domnul Rednic, să înțeleagă de la el de ce nu îl bagă încă să joace. Știu că asta a fost ultima noastră discuție care am avut-o, deci nu cred că a fost acel meci din cupă. Am înțeles. Relația cu Mircea Rednic a lui Patrick era... În ce fel era? Era destul de apropiată. Uh-huh. Era destul de apropiată, pentru că de fiecare dată când vorbeam cu el la telefon, de fiecare dată îl trimiteam și eu și Salif să vorbească cu domnul Rednic și să aibă o relație mult mai apropiată cu dânsul decât cu colegii. Da. Loret, cam atât pentru această dimineață. Îți mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Scuze încă o dată că a trebuit să parcurgi din nou acele momente cu Patrick. Nu e nicio problemă, mă numesc. Oricum eram nevoită să le parcurg. Mulțumim mult și mult succes în tot ceea ce ți-ai propus, Loret. O zi bună în continuare. Mulțumesc, la fel îți doresc. Da, am ascultat-o pe Loret Nogo, impresara regretatului Patrick Ekeng. Mergem să urmărim acum ce a declarat Andrei Burcă, fundașul CFR-ului, după victoria de ieri cu Academica Clinceni și revenim cu a doua parte a emisiunii. Nu știu dacă a rămas să luptăm doi, pentru că și Craiova este o echipă foarte bună. Este singura care ne-a bătut și pe noi și pe FCSB. Și știu că mai sunt patru etape și trebuie să le privim ca pe niște finale și să le câștigăm. Aștept un cadou de la foștii colegi? Nu Nu spui speranțe în foștii coechipieri în fosta echipă? Botoșani este o echipă bună. Pe merit au intrat în play-off. Etapa trecută i-au bătut pe cei de la Sepsi. Știu că își doresc foarte mult locul 4 pentru a prinde Conference League. Într-adevăr, o să așteptăm cu nerăbdare meciul și sper să... Adică vedem ce se întâmplă. Important este să ne facem noi treaba. Vom ajunge la o luptă până în ultima etapă sau tranșați mai devreme? Da, păi și campionatul trecut, să știți că am jucat finala pe Oblemenco. Acum avem un avantaj că finala o să fie la noi acasă, dar cum am spus mai devreme, noi trebuie să facem puncte în următoarele meciuri și suntem conștienți că luni ne va aștepta un meci infernal contra cel de la Sepsi. Te deranjează speculațiile care se fac că CFR-ul întâlnește pe Sepsi, sincer? Păi... Nu mai e rău să vorbim, pentru că ați văzut și cum au jucat cei de la Clinceni în această după-amiază. Toate echipele joacă pentru ele, pentru faimă, pentru onoare. Până la urmă, nu cred că se mai dă nimeni la o parte în 2021. Sunt speculații care se fac și când joacă FCSB la Botoșani. Nu pun urechea la ce se vorbește. Este presă, fiecare are dreptul să vorbească, dar cum a spus mai devreme, nu cred că își mai permite cineva în 2021 să facă asemenea lucruri. Pentru voi, simțiți așa că vă apropiați de un nou titlu? Cum am spus, mai sunt multe meciuri, da, meciuri dificile, dar nu, păi așa este, pentru că cu o înfrângere și FCSB câștigă două meciuri, sunt peste noi, corect? Deci înseamnă că trebuie să tranșăm mai repede partidele, din punctul meu de vedere, pentru că am avut în această după-amiază foarte multe ocazii să facem 2-0 și ați văzut ultima fază, poate putem să luăm gol și nu-mi convine acest lucru. Dar sunteți la mâna voastră, totuși. Da, asta am spus mai devreme, că mai sunt patru meciuri și este foarte important că suntem la mâna noastră și trebuie să le câștigăm pe toate pentru a deveni din nou campioni. Cum a picat pentru voi declarația lui Edi, că nu mai vrea să continue din vară? Într-adevăr, a vorbit dânsul cu noi. Suntem și noi conștienți că greșim în anumite momente ca grup, însă și în această după-amiază s-a văzut că până la urmă începem să recăpătăm acel spirit de care avem nevoie. Așa s-au câștigat celelalte trei campionate, așa am prins calificări în Europa League, muncind, nu discutând atât pe teren, pe la televizor sau prin vestiar, doar muncind capul jos și foarte multă muncă. Deci v-a motivat până la urmă declarația asta? Da, într-adevăr, dar nu cred că mai are nevoie nimeni de motivație în acest moment, pentru că mai sunt 5 meciuri și știm că un trofeu reprezintă foarte mult pentru fiecare. După un trofeu vine și transferul în străinătate pentru tine? Da, îmi doresc foarte mult să plec în această vară. Sunt discuții,
sper să termin campionatul pe primul loc, să câștigăm campionatul și după îmi doresc foarte mult să plec. Unde ți-ai dorit să ajungi? Adică unde crezi că te-ai potrivit tu ca stil de joc, de exemplu? Aștept ofertele și discuțiile sunt. Sper să iau decizia cea mai bună. Vedem la momentul respectiv. Vrei să rămâi în Europa? Contează și naționala? Într-adevăr, contează naționala. Este cel mai important lucru pentru mine. Este o onoare să reprezint țara, să îmbrac tricoul naționale, însă, cum am spus mai devreme, până nu mă văd în fața faptului împlinit de a avea contractele în față, nu pot să iau o decizie. Da, l-am ascultat pe Andrei Burcă vorbind după victoria CFR-ului de ieri cu Academica Clinceni. Mergem acum până la Cluj, nu pentru a vorbi despre fotbal, ci despre a vorbi despre tenis, Alături de Patrick Ciorcilă, directorul Winners Open, noul turneu WTA care va avea loc în această vară la Cluj. Bună dimineața, Patrick! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație! Ce faci? În primul rând, te întrebăm așa rapid, cum ești? Bine, suntem în focuri, ca să zic așa, sunt niște zile foarte pline. Suntem în contact non-stop cu cei de la WTA, pregătim aici infrastructura necesară turneului, discuții, ne plănuim. Știi cum e, așa e întotdeauna în organizare, dar acum e și mai aglomerat decât la un eveniment trecut, ca să zic așa, pentru că e o noutate și pentru noi această colaborare cu ei și atunci le prindem puțin din mers. Vorbește-ne un pic, Patrick, te rog, despre contextul apariției acestui turneu. Ne-a cam luat prin surprindere, sincer, nu ne așteptam. Noi am rămas fără turneu la băieți, nici la fete nu s-a mai jucat ulterior. Cum de s-a ajuns la varianta Cluj cu acest turneu din vară? Da, cred că pe toată lumea l-a prins surprindere, doar pe noi nu, pentru că de aproape un an de zile lucrăm la acest proiect cu cei de la WTA, doar că e foarte complicat acest proces. Știam de la început, sincer, la început nici n-am avut foarte mari speranțe, dar până la urmă uite că am reușit să facem acest lucru extraordinar, a durat foarte mult, dar cred că pentru România e un lucru extraordinar că revine acest turneu, pentru că se știe, acest turneu a mai avut loc la București. De ce Cluj? Pentru că aici avem cea mai bună infrastructură din țară, aici este acest club Winner Sports Club, unde toate facilitățile acestui club sunt perfecte pentru un turneu de asemenea învergură, sunt 8 terenuri de tenis, mai sunt diverse terenuri de fotbal, de padel și așa mai departe, unde vom instala infrastructura necesară acestui turneu. Putem instala inclusiv tribune, sper să fie cât mai multe. Este și un restaurant de 300 de locuri unde pot să stea oamenii și la mese când urmăresc meciurile și așa mai departe. Și pentru jucători sunt toate condițiile necesare. Așa că de aceea Cluj, pentru că Clujul e cel mai deschis în acest moment din țară la asemenea evenimente. Autoritățile locale sunt tot timpul alături de noi. Deci cred că în momentul de față, că ne place, că nu, e cel mai potrivit loc din România și eu sper să fie un motor pentru toată țara, ca să avem cât mai multe evenimente de acest gen. Corect. Deduc experiența de anul trecut, pentru că turneul a avut loc și anul trecut, mă rog, nu la nivel WTA, ci intern, au fost doar românce, fără puncte, dar cu premii în bani. Să înțeleg că experiența aceea de anul trecut a fost un real succes. Exact. Anul trecut cumva eram în mijlocul pandemiei, totul era închis și atunci noi, având și acest eveniment Sports Festival, care acela este evenimentul nostru principal, n-am putut să-l organizăm anul trecut, fiindcă nu era voie cu atât de mulți oameni. Am zis, uite, am creat un brand atât de frumos până la urmă, am început să-l scoatem în lume, lumea a început să audă de el, dar ce să facem acum cu el când, dacă un an de zile va sta pe bară? Și atunci am început să găsim, să căutăm alte alternative. Așa am pornit Winners Open anul trecut. Am zis că hai să dăm un refresh lumii evenimentelor din România, pentru că totul era pe hold. Am vrut să încercăm să dăm un imbold, un exemplu. Și da, a fost un real succes. Au fost toate jucătoarele românce de top. Am pus la bătaie premii importante de bani. Clar, nu a fost un turneu oficial, a fost un turneu privat organizat de noi, dar uite că a contat și cumva reușim să creăm o tradiție din acest Winners Open. L-am crescut, așa să zic, de mic și acum am trecut la pasul următor, direct în Liga Mare, ca să zic așa. Da, da, da. Vorbeai de sprijinul venit din partea autorităților locale de acolo, din Cluj, întotdeauna deschise către sport. Am văzut și în anii trecuți modul în care s-a organizat, de exemplu, s-au organizat meciurile de Fed Cup de acolo, e doar un exemplu. Dar sprijin din partea Federației Române de Tenis, presupun că a existat și din punctul acesta de vedere.
Da, e foarte important de spus că Federația Română de Tenis, în primul rând, este partener al acestui turneu împreună cu noi. A contat foarte mult sprijinul Federației în negocierile cu WTA. A fost cumva o validare a noastră. Cei de la Federație cumva ne-au validat în fața celor de la WTA, pentru că cei de la Federație până la urmă au un background și au colaborat de atâtea ori cu WTA. Avem ajutat foarte mult să știi trecutul pe care Clujul îl are în organizarea meciurilor de Fed Cup și Cupa Davis și toate aceste evenimente mari, fie că sunt de sport, fie că sunt de muzică și așa mai departe, cumva n-au venit pe un tărâm total necunoscut. Adică au avut o anumită validare că oamenii ăștia de aici, din Cluj, din România, știu să organizeze asemenea evenimente. Deci da, Federația Română de Tenis ne-a ajutat mult, la fel și Cosmin Hodor, cu care am colaborat mult. Deci nu, era mult mai greu să facem acest lucru de capul nostru și cred că nu e nici normal. Adică în orice țară în care organizezi un eveniment de top, trebuie să fii partener cu autoritățile locale și cu federațiile, bineînțeles. Ion Siriac se plângea în repetate rânduri de infrastructura deficitară din București și că nu mai se poate organiza un turneu. Iată că până la urmă îl avem la Cluj. Da, cum am zis, eu vreau să fim un exemplu pentru toată lumea, aș vrea să fie și în București și în toată țara, dacă se poate, pentru că până la urmă promovăm sportul și de masă și de performanță și avem, cu atât mai mult cu cât avem, suntem poate lider mondial în, la câte jucătoare avem în topul WTA, avem 4, 5, 6 jucătoare acum în top 100, în top 200. 300, adică cumva era și păcat ca aceste fete să nu beneficieze de un turneu care să le dea șansa să joace și în fața propriilor fani. Tot anul tu călătorești, mergi în toate colțurile lumii, dar aici acasă era păcat să nu te afirmi și în fața iubitorilor români. Da. Spune-mi, te rog, Patrick, la ce nume să ne așteptăm pe tablou? E o întrebare poate, nu știu, delicată, fiindcă, într-adevăr, tot respectul pentru organizarea acestui turneu, poziția din calendar nu e cea mai bună și cred că recunoști și tu acest lucru. Da, nu, există și poziții mai bune. Acum, să fim realiști, cea mai bună poziție pentru un turneu de zgură este înainte de Roland Garros. Bineînțeles, toată lumea va veni să joace pentru că se pregătește pentru Roland Garros. În 1 august suntem cumva între sezonul de iarbă și sezonul de hard. Avem Olimpiada înainte, dar, ca să zic așa, niște detalii din culise, cumva... Tu cumperi o licență, o poziție care ei ți-o oferă. Deci cumva noi am avut alternativa de a avea turneul acesta început de august sau am avut alternativa de a-l avea la începutul lui mai. Din punctul de vedere al perioadei de zgură era bine, însă nu era bine din două motive. Clima în Cluj, istoric vorbind, noi avem experiențe de turnee organizate în mai, de junior la un nivel mai mic, dar plouă non-stop, vedem și acum, este frig, da, era păcat să-l organizăm acum, plus că acum dacă-l organizam n-aveam nicio reglementare clară prin care am putea avea spectator, deci era puțin compromis impactul acestui turneu, adică am preferat să cumva să avem un dezavantaj al perioadei, dar să putem să-l maximizăm cât de mult posibil. Ca să nu evit întrebarea cu jucătoarele, procesul este că prima oară se anunță acest turneu, în următoarele săptămâni jucătoarele încep să se înscrie, încă nu s-a întâmplat acest lucru, adică nu s-a deschis încă lista de înscriere, urmează să se deschidă cândva săptămâna viitoare, iar lista se închide la 20 iunie, adică cumva la 20 iunie o să avem, se mai pot retrage între timp dacă apar accidentări, dar în 80-90% ai lista pregătită prin 20 iunie. Deci 20 iunie, asta înseamnă undeva între finalul Roland Garros și începutul Wimbledon. Exact. Știi ce ar vrea să audă toată lumea? Dacă Simona Halep, și presupun că ai mai primit întrebarea aceasta în ultimele zile, dacă Simona Halep va fi sau nu prezentă la Cluj? Am primit-o de zeci de ori și mi se pare, adică mi se pare foarte normal. Până la urmă e un idol, toată lumea vrea să o vadă pe Simona cât de mult posibil. Realist vorbind, chiar nu am discutat deloc cu Simona pe acest subiect, a fost la Madrid, n-am putut să intrăm în aceste detalii, dar realist vorbind, șansele ca Simona să vină la turneu sunt mici, pentru că e logic într-un fel, are Olimpiada în 23 iulie, toată lumea știe și a spus-o de atâtea ori că ea, principalul obiectiv în acest an este o medalie olimpică, deci tot programul este în jurul acestui fapt. Se termină Olimpiada la o zi înainte să înceapă acest turneu și după urmează sezonul de hard care începe următoarea săptămână. Deci cumva eu cred că sunt șanse mici să o vedem pe Simona, n-are rost să spun lucruri în care nu cred.
sunt șanse mici, dar nici nu vreau să vorbesc în numele nimănui. Adică nu vreau, nu pot să zic nici să confirm, nici să infirm în numele niciunei jucătoare. Dacă Simona se întâmplă să vină, o așteptăm cu mare drag. Dacă nu, avem norocul să avem atât de multe jucătoare românce în top. Și așa ți-ai făcut, nu știu, o țintă în cap din jucătoarele străine, cam ce nume crezi tu că ar putea veni? Că la fel ca Simona Halep, numele importante vor avea un program aglomerat. Cam așa, corect. Din top 50, din top 100, cam câte vom vedea? Să încerc să fac niște paralele. La turneul de la Istanbul, care a fost acum foarte recent, tot pe zguta exact aceleași premii în bani și puncte, favorita numărul 1 a fost Elise Mertens, locul 14 WTA. În Serbia, din nou la Belgrad, a fost favorita 1, tot în top 20 WTA. Noi ne așteptăm să avem câteva sportive din topul WTA, pentru că îți dau un exemplu. La Olimpiadă poate să participe doar două jucătoare din fiecare țară. Așa este regula. Dacă dăm un exemplu, Cehia are în top 30, cred că 4 jucătoare din topul WTA. Așa că primele două merg la Olimpiadă, următoarele două vor avea programul liber să vină la acest turneu. Deci clar că sunt foarte multe jucătoare care nu o să aibă alternative. Este singurul turneu din Europa la începutul lui august, asta este foarte important de spus, pentru că jucătoarele care preferă zgura în detrimentul hardului nu o să aibă nicio altă alternativă decât aici, la US Open. E un mare lucru. Deci cred că aș mai spune un detaliu care puțină lume știe și nici eu nu-l știam înainte să negociem cu WTA și să ne expun regulile. Există pe tabloul principal la fiecare turneu două wildcard-uri, în mod normal, care se acordă oricărui turneu, dar mai există două wildcard-uri care se numesc top 20 wildcard, adică dacă o jucătoare din top 20 îți vine cu până la 3 zile înainte de turneu și îți dă un mail sau te sună că vrea un wildcard pe tabloul principal, tu ești obligat să-i dai acel wildcard. Se mai adaugă două wildcard-uri, iar ultima jucătoare acceptată de pe tabloul principal va cădea în calificări. Deci asta vreau să spun, că ne putem aștepta ca cu câteva zile înainte să avem pe locul 11, 12, 13 și să îi acordăm un wildcard fără ca el să fie înscris în prealabil. Am înțeles, Patrick. Cu spectatorii cum va fi? Spuneai că dacă s-ar fi organizat acum ar fi fost imposibil, având în vedere situația cu pandemia. Cum va fi? Ce așteptări aveți voi pentru acea perioadă? 1-8 august, da? Da, noi sincer suntem pregătiți pentru orice scenariu, dar nu prea vrem să ne gândim la un scenariu fără spectatori, pentru că ar fi mare, mare păcat la asemenea eveniment să nu poți să lași iubitorii tenisului să vină. La cum arată lucrurile acum și la ce discuții am mai auzit și oamenii cu care am mai discutat, cred că o să urmeze anumite relaxări, suntem convinși că o să avem spectatori. Doar că încă nu pot să spun cât și cum, în ce condiții, pentru că nu am niște reglementări clare. Noi vrem să ducem cât de mult posibil, adică cu cât o să avem mai mult voie legal vorbind, o să facem tot posibilul să dăm șansa tuturor să vină la eveniment. Dar jucătoarele vor sta în acele bule, nu? Pe care le-am văzut și la marile turnee din ultimele 8 luni, 9 luni de când s-a reluat circuitul, nu? Chiar astăzi o să am un call foarte mare cu cei de la WTA strict pe acest subiect. Sunt niște reguli incredibil de stricte. Chiar vreau să văd puțin dacă se vor mai relaxa în august în cazul în care situația din România arată mai bine sau vor păstra aceste reguli până la finalul circuitului. Încă e ceva nou pentru toată lumea, dar da, la acest moment, la cum sunt regulile WTA, jucătorii au voie să vină doar în club și doar la hotel, în mediu foarte strict, doar cu mașinile oficiale testate, la sosire testate, tot la a patra zi. Toți cei care intră în club trebuie să se testeze odată la 48 de ore. Sunt foarte multe reglementări, suntem pregătiți să ne adaptăm la ele, dar și dacă se vor mai relaxa, eu cred că va fi mult mai ușor pentru noi. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, Patrick. Voiam să te întreb cum e să fii director de turneu la 24 de ani. Da. Uite, făceam o paralelă înainte de startul emisiunii, mă uitam zilele astea la turneul de la Madrid, unde directorul turneului e Feliciano Lopez, care are 39 de ani. Tu ești director de turneu la 24. Da, uite, chiar vorbeam cu Cosmin Hodor, care mi-e și foarte bun prieten, și râdeam un pic pentru că el a fost director de turneu, cred că tot așa, la 24, la când a început la ATP București, a fost la 24 și 8-9 luni sau ceva de genul ăsta. Și mi-a zis că te-am luat cu câteva luni cum ar veni. Din câte am înțeles, cred că sunt cel mai tânăr din lume sau printre cei mai tineri din lume, adică nu prea las așa la o vârstă așa fragedă un director de turneu, dar aici n-au avut nimic
împotrivă. Cumva am și un background în zona de sport și în zona de evenimente, adică nu e chiar prima mea experiență la un nivel de la un eveniment de mare anvergură. Da, e prima experiență cu WTA, dar cred că am maturitatea necesară și am echipa, foarte important, echipa necesară ca să livrăm un eveniment de top și vreau ca toată lumea să se uite la România și să zică că oamenii ăștia știu să organizeze evenimente. Dar simți așa puțină presiune și puțină responsabilitate pe umerii tăi? Foarte multă, cum să nu? Adică și de dimineață până seara doar la asta mă gândesc acum, e normal. Ai o imensă responsabilitate pentru că, uite, turneul acesta se transmite în 175 de țări. Adică am primit o listă de la WTA cu țara în care se transmite și cu televiziunea care va transmite meciul în fiecare țară. Și nu lipsește nicio țară de top din lume, așa că îți dai seama că noi nu suntem doar niște organizatori de capul nostru, ci reprezentăm Clujul, România, tenisul românesc. Trebuie să facem o impresie cât mai bună pentru că obiectivul este să-l păstrăm pe termen lung, nu să-l facem doar o dată. Vreau să te mai întreb un lucru apropo de vârsta ta. E legat de cariera ta la care ai renunțat foarte, foarte repede. Știu că erai considerat unul dintre cei mai promițători juniori de la noi din țară. Ce te-a determinat să renunți? Da, am avut întrebarea asta de multe ori. Știi cum e, am renunțat la 18 ani. La vârsta respectivă se întâmplă diverse lucruri care ori te distrag. A fost un cumul de factori la mine. Adică eu nu, niciodată nu încerc să evit întrebarea. A fost o mică accidentare. A fost și un moment în care trebuia să mă focusez puțin pe examenele de școală. Am schimbat puțin și antrenorul, care am fost foarte mulți ani de mic. Deci cumva a fost un moment care m-a făcut să pierd acea scânteie, acea dorință de a mă duce în fiecare zi la antrenament. Și cumva am vrut să-mi asum, n-am vrut să, adică eu și în fața părinților și în fața tuturor am vrut să fiu corect și să zic, uite, nu mă mai pot implica cât am, nu mai pot să mă implic 100% cât am făcut-o până acum, așa că aș vrea să mă duc pe alt drum. Am făcut-o și chiar nu regret deloc, pentru că mă bucur că am rămas cumva angrenat în lumea sportului, care e cumva o iubire de familie. Toată familia mea e foarte sportivă, așa că mă bucur că pot să duc acest lucru mai departe în zona de business. Am înțeles. Și pentru că ai rămas angrenat în zona sportului, în zona tenisului, mai am o ultimă întrebare pentru tine. N-are legătură cu turneul. Voiam să te întreb așa, în calitate de fost jucător, cum ai privit tu eliminarea Simonei Halep de la Madrid? Presupun că ai văzut meciul cu Mertens. Ce n-a mers acolo? Chiar am văzut meciul aici la Winners, eram în birou și mergea meciul. Mi s-a părut un meci foarte, foarte bun. Adică chiar mi s-a părut că Simona a jucat un meci extraordinar, dar n-am văzut-o niciodată pe Mertens să joace așa. Adică a fost efectiv un meci de, parcă a părut o finală de Grand Slam, o semifinală de Grand Slam, așa s-a jucat, ritmul la care s-a jucat. Deci a fost, cred că, vorba de câteva mingi. La nivelul respectiv, Mertens e top 20 și ea, cumva, diferența dintre locul 1, 2, 3, mai ales în tenisul feminin, e foarte mică între primele 5 și următoarele 15, 20, 30. Deci, cumva, depinde mai mult de ziua în care, cum te-ai trezit dimineața, cum ești fizic și așa mai departe. Sper ca să vedem pe Simona la Roland Garros, Roma și unde mai joacă, Doamne ajută să mai ia încă un titlu. Patrick, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta și îți dorim mult succes cu acest turneu pe care o să-l urmărim cu toții în august. Mulțumim mult! Mulțumim! Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit. În finalul acestei emisiuni vă lăsăm în compania unui interviu realizat de colega mea Roxana Fleșeru cu Otilia Bădescu, ultima medaliată mondială la individual la tenis de masă. Pe curând! Vreau să vă spun că sunt foarte fericită pentru faptul că sunt acasă. Pentru faptul că o să-mi petrec sărbătorile acasă împreună cu familia. Actualmente lucrez la Ministerul Tineretului și Sportului, iar faptul că în urmă cu 5 ani de zile am activat în Anglia ca antrenor, ca colaborator și în Guernsey, este un lucru care m-a ajutat foarte mult profesional. Am învățat foarte multe, am activat foarte mult, lucru pe care nu poate decât să-mi aducă foarte mult în experiența profesională. Lucrați la Ministerul Tineretului și Sportului. Ce faceți? Care este funcția dumneavoastră? Sunt șef birou la ora actuală, la biroul afacerii europene și vreau să vă spun că este un lucru nou pe care în care activez. Am foarte multe de învățat, dar ca de fiecare dată încercăm
să lucrurile să decurgă și să le facem cât mai bine. Am oameni cu foarte mare experiență, sunt colegii mei de ani de zile, de o perioadă bună de zile. Chiar dacă sunt nou, îmi cunosc de ceva timp colegii, lucru care mă ajută foarte mult. Nu sunt într-o instituție nouă, iar Ministerul Tineretului și Sportului pentru mine a fost ca o familie de fiecare dată. Ați lucrat mulți ani în MTS înainte de a pleca în America. Am fost aproape 8 ani de zile consilier. De la fiecare președinte sau, eu știu, ministru, secretar de stat pe linie de sport, de la fiecare am avut de învățat, la fiecare am activat așa cum am putut și cred, din punctul meu de vedere, că a fost un lucru care, pe lângă faptul că m-a ajutat, am și mi-a adus aportul atât cât, iar cât am putut. V-ați retras de aproape 13 ani. Cum vă raportați acum la cariera dumneavoastră? Da, este, n-am stat să contorizez. Au trecut foarte mulți ani de când n-am mai activat. La început am crezut că nu voi reuși să stau departe de tenisul de masă, dar pe parcurs am înțeles că întotdeauna lucrurile, dacă atunci au fost făcute pe scenă, de data aceasta l-am făcut în spatele scenei și am spus că atâta timp cât foarte multe persoane sau foarte mulți au fost implicați în ceea ce a însemnat dezvoltarea sau condițiile, rezultatele mele, de data aceasta voi fi în spatele scenei și voi căuta să ajut la rândul meu în intervalul acestui timp, să ajut și să contribui la ceea ce înseamnă progres pentru alții. Deci nu numai pentru mine, de data aceasta o voi face pentru alții. Dacă ar fi să faceți un top 5 al realizărilor în cariera de jucătoare de tenis, care ar fi acele care ies în față? Rezultate vă referiți. Păi, în primul rând, aș începe cu medalia de bronz la campionatele mondiale, în proba de individual, datorită faptului că a fost obținută după 35 de ani în țară de la Maria Alexandru. 25 de ani au fost în Europa, nici o altă europeancă n-a mai reușit rezultatul la vremea respectivă. Evident că sunt campionatele europene de seniori, Courmayeur, unde tot așa medalie de aur, top 12 Europa, care iar a fost câștigat, medalie de argint la campionatul european când a fost în anul 1988, când aveam doar 17 ani și jumătate, și prima mea medalie la un campionat european de cadeți în anul 1983, unde tot așa am fost, ca să zic așa, surpriza campionatului european de cadeți. Acestea sunt cele 5 rezultate pe care întotdeauna au fost, ca să zic așa, inedit sau pentru mine așa s-a întâmplat. Le mai țineți undeva sau le-ați pus în niște cutii și gata, s-a terminat cariera, le-ați împachetat sau sunt undeva, le țineți la vedere? Nu le țin la vedere, din păcate. N-am fost atât de bine organizată în casă în ceea ce privește decorațiuni sau medalii sau un colț, că fiecare sportiv, adică sunt convinsă că marea majoritate își păstrează un colț de al medaliilor, rezultate și tot ceea ce înseamnă acolo adunat. Le am în memorie. Mă mulțumesc cu acest, știți, cu acest lucru. Poate, pe de altă parte, este regretabil că nu întotdeauna n-ai vizual, ca să spun așa, sau probabil că cine ar intra la mine, la noi în casă, atunci are să ar duce la rezultatele respective sau la decorații. Lucrul acesta mie îmi lipsește, este adevărat.